Da? Ok. Bună ziua! Am găzduit astăzi aici la sediul Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor o primă întâlnire de lucru, având drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructură de transport pe toate modurile de transport, rutier, feroviar, metrou, aerian, din regiunea București-Ilfov. Sigur că am vorbit despre proiectele care vor transforma Bucureștiul în noul București, un București durabil, modern, conectat în interior și în exterior printr-un sistem integrat și eficient de transport. Pentru acest lucru, clar că este nevoie de un parteneriat, un parteneriat solid între administrația locală și cea centrală și despre o viziune comună de dezvoltare. Astăzi, împreună cu directorii principalelor companii din minister, împreună cu colegii care coordonează componenta de fonduri europene din ministerul nostru, am discutat și credem noi că am dat startul unui proces de construcție, a unui proces amplu în care am setat viziunea coerentă de dezvoltare a Bucureștiului și a regiunii de București-Ilfov, a regiunii Ilfov, din punct de vedere a infrastructurii de transport. În cadrul întâlnirii am prezentat stadiul pe fiecare proiect de dezvoltare a infrastructurii de transport, pe toate modurile de transport, pe de o parte, și pe de altă parte am prezentat planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru următorii 10 ani, cu focusare pe regiunea București-Ilfov. Sperăm noi că a fost doar un bun început, și în continuare aceste întâlniri vor avea loc cu regularitate. Am și stabilit un mod de lucru în imediat ce domnul primar general își va prelua mandat. Îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru prezență și îl rog să vă adreseze câteva cuvinte. Atunci, domnul primar general, în ordinea în care doriți. Vă rog. Știți că este o replică celebră, Casablanca. Cred că este începutul unei frumoase prietenii. Bucureștiul este obligat să colaboreze cu Ministerul Transporturilor, pentru că multe din lucrurile pe care trebuie să le facem în ceea ce privește mobilitatea în București ține de colaborarea cu acest minister. Trebuie să luăm presiunea pe trafic pe București și ca să luăm presiunea pe trafic trebuie să avem o consolidare a transportului public și aici vorbim de metrou și de metrou de suprafață. Trebuie să avem marile parcări la intrarea în oraș, pentru a lua presiunea de pe trafic. Trebuie să avem șoseaua de centură și trebuie să avem autostrada de centură. Deci am vorbit azi cu toți împreună și de investițiile pe care Ministerul Transporturilor urmează să le facă pentru București și de investițiile pe care urmează să le facă în imediată apropiere a Bucureștiului cu implicare pe București. Am vorbit de stadiul realizării șoselei de centură, de stadiul realizării proiectării și realizării autostrăzii de centură, de ce trebuie să facem pe infrastructura CFR, unde trebuie modernizat, unde trebuie electrificat. Sunt lucruri foarte tehnice pe care echipele de specialiști le vor dezvolta în continuare. Am vorbit de extinderea metroului, am vorbit de metroul de suprafață, deci de toate acele elemente de transport care să ajute la mobilitate în București, pentru ca peste 4 ani bucureștenii să circule mult mai bine. Domnule prim-ministru. Mulțumesc, domnul primar general, domnule ministru. În ultimii 12 ani,
atât primarii generali proveniți din PSD, cât și guvernele PSD au ținut Bucureștiul pe loc și au împiedicat realizarea marilor proiecte pentru București. Începând cu data de 27 septembrie, odată cu votul cetățenilor din București, lucrurile s-au schimbat radical în bine. Avem un primar general serios, un primar general care cunoaște problemele Bucureștiului, un primar general care are soluții foarte clare, care trebuie puse în practică. De asemenea, începând cu data de 27 septembrie, chiar înainte de a depune jurământul, de a-și prelua mandatul noul primar general, există un dialog, o analiză continuă a tuturor proiectelor în care este necesară colaborarea între Primăria Generală a Capitalei și Guvern. Reafirm hotărârea fermă de susținerea tuturor proiectelor Primăriei Generale ale Capitalei. Reafirm angajamentul nostru ca toate proiectele care țin de guvern, în care guvernul este implicat și care sunt necesare pentru rezolvarea problemelor Capitalei României, să fie derulate cu profesionalism, cu seriozitate și cu maximă viteză. De asemenea, reafirmă angajamentul de a obține finanțări pentru toate aceste proiecte. Aceste proiecte ar fi trebuit făcute poate de 8 ani, de 10 ani, de 12 ani, de 15 ani. Din păcate, oameni preocupați mai mult de imaginea personală și de avantajele personale ale exercitării funcțiilor importante, nu au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. În ce ne privește, noi vom face. Proiecte importante, cum sunt autostrada de centură, prind viață. Până la sfârșitul anului ne-am propus să începem lucrările pe toate tronsoanele din autostrada de centură din sud. De asemenea, să încheiem toate contractele de proiectare și execuție pentru autostrada de centură pentru cele 4 tronsoane din zona de nord. În ceea ce privește actuala centură a Capitalei, pe lângă lărgirea la 4 benzi în zona de nord, între autostrada A1 și autostrada A2, care trebuie finalizată cât mai repede și pe care există contracte, am discutat împreună cu domnul primar general lărgirea la 4 benzi și în zona de sud și de asemenea accelerarea tuturor proiectelor care țin de soluționarea conflictelor de trafic prin pasaje supraterane, subterane, astfel încât să crească fluiditatea pe zona de sud a actualei centuri a Capitalei. De asemenea, în domeniul feroviar, urmează să se realizeze un studiu de fezabilitate extrem de important în care va fi necesară o colaborare extrem de apropiată între Primăria Capitalei și Ministerul Transporturilor și CFR SA, CFR Infrastructură, un studiu de fezabilitate care vizează dezvoltarea tuturor tronsoanelor de transport feroviar necesare Bucureștiului, care evident să fie corelate și cu dezvoltarea metroului, să fie corelate și cu planurile de mobilitate ale Primăriei Capitalei. Acest studiu de fezabilitate vizează centura feroviară și de asemenea o serie de alte tronsoane importante. Bucureștiul are foarte multe trasee de cale ferată, sigur unele dintre ele pe care nici nu mai există cale ferată, dar ele sunt în proprietatea statului, sunt administrate de CFR-SA și oricând pot să fie suportul unor investiții care să îmbunătățească traficul în București. Sigur, și în privința metroului, avem clar proiectele puse pe hârtie,
le discutăm în continuare și avem finanțare pentru realizarea acestor proiecte extrem de importante pentru București. Închei prin a vă spune că vom continua cu domnul primar general inventarierea proiectelor comune în toate domeniile de activitate care sunt necesare pentru susținerea proiectelor Bucureștiului și că guvernul pe care îl conduc este partener loial, profesionist pentru rezolvarea problemelor mari ale Bucureștiului care nu au fost rezolvate până astăzi. Mulțumesc! O să adaug două lucruri. Am spus că Primăria Capitalei are nevoie de Ministerul Transporturilor. Am uitat să spun și vreau să evidențiez că nu se va mai întâmpla ca Primăria Capitalei să fie un obstacol pentru Ministerul Transporturilor. Nu e posibil ca Ministerul Transporturilor în reabilitarea Gării de Nord să fie blocat un an de Primăria Capitalei și lucrul ăsta pentru un certificat de urbanism și lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Nu e posibil ca conexiunea între metroul din drumul Taberei și tramvai să fie blocată de Primăria Capitalei și lucrul ăsta nu se va mai întâmpla în relația dintre noi. De asemenea, am trăit toți acești ultimi ani într-o necolaborare între Primăria Capitalei și Ministerul Transporturilor. Fiecare dintre ei și-au făcut studiile proprii fără să le conecteze. Nu e posibil să faci această chestiune. Studii de fezabilitate pe care Ministerul Transporturilor și Primăria Capitalei le fac pentru transportul public, pentru metrou, pentru metrou de suprafață, pentru extinderea infrastructurii rutiere, trebuie să fie conectate, pentru că transportul public trebuie să fie conectat. Asta am vrut să completez. Mulțumim! La revedere! Da, concluzii la finalul unei întâlniri la Ministerul Transporturilor, începutul unei frumoase prietenii, colaborarea între București și Ministerul Transporturilor, descrisă de primarul ales al capitalei, Nicu Șordan, trafic, parcări, șosea de centură, autostradă de centură, metrou de suprafață, totul ca peste 4 ani bucureștenii să circule mai bine. Acestea sunt principalele obiective ale colaborării pe viitor între guvern și primăria capitalei. Noi mergem acum mai departe și vedem că în ultima săptămână